Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Adrian Răspopa, cetățean de onoare al municipiului Onești. Lansare de carte Semne și însemne, Mihaela Băbușanu. Spitalul din Onești va avea angiograf. Adrian Răspopa va fi cetățean de onoare al municipiului Onești, iar evenimentul este programat a avea loc luni 13 martie de la ora 17 în sala de spectacole Cinema Capitol din Onești. Consiliul local acordă post-mortem titlul de cetățean de onoare al municipiului Onești cunoscutului pilot de raliuri Adrian Răspopa. Și asta în semn de apreciere și recunoaștere a regretatului pilot oneștean. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că Adrian Răspopa a fost multiplu campion național la grupa A în campionatul național de rali. A trecut în rândul celor drepți în 2021, în timp ce participa la Raliul Iașului. Semne și însemne de Mihaela Băbușanu, un eveniment cu și pentru suflet a avut loc joi, 9 martie, de la ora 17 la Complexul Muzeal Iulian Antonescu. Este vorba de lansarea unui volum de poeme emblematic, denumit Semne și însemne al poetei Mihaela Băbușanu, o ediție trilingvă, apărută la editura Magic Print din Onești. Am conturat un de sultană și o să încerc să vi-l dezvălui. Dacă în Dragoneasa am depistat o tentativă de evadare dintr-o captivitate asumată, în noua carte de poezie a Mihaelei Băbușanu suntem îngriați să descoperim alte semne și însemne ce își jalonează existența rămasă la fel de complicată și de alambicată. Și cu neuitarea suflă ca un clivăț peste ea, amintirile din oglindă stăruie bulversând-o în suficientă măsură ca să înțeleagă că oricât a încercat să se elibereze de rău, a rămas la fel de captivă și că toate gândurile zboară în neștire până în zori de zi, doar lacrima e clară și precisă. Îngrijorată că timpul este tot mai nerăbdător în ce o privește, se întreabă câta oară cine e, ce ar fi fost dacă fără persoană iubită, ce ar fi rezervat soarta în absența acesteia, ce ar fi meritat și ce ar fi primit vis-a-vis de propriile dorințe, dar constatând că totuși ce a fost greu a apus, tot ce a fost de neîmplinit s-a împlinit, alarma se estompează și contrar aparențelor se declară oarecum mulțumită. Am un rost, un loc, un scop, o anume notorietate, sunt ce sunt pentru că tu ești, de unesc chiar și timpul mi-a mărturisit neoficial că o să se străduiască să fie ceva mai râdător cu mine. Deduceți că e citat din poezie, o să vă spun de fiecare dată. Aceste rânduri o să le și public, de altfel. Trăiește în consecință prezentul, dar din nou se refugiază în amintiri și vise, tot mai adânc, ceea ce nu i-a adus ploaie benefică, ci doar secetă, rămânând mai însimant ca oricând acolo printre amintiri, semn că dragostea pentru tot ce a fost nu s-a stins, doar a apus firesc odată cu seara frământorilor și că mirosul de iubire, curmată brusc, persistă, reînvind în lănțuirea de vară, în care dragostea ei fără opreliș, fără otar, dar mai ales fără rost, s-a consumat sub un soare neiertător. La un lustru de când moartea și neiubirea au prins-o ca într-o tornadă, au învârtit-o, amețit-o și lovit-o, i-au smuls inima, ochii, mâinile și picioarele și au aruncat-o ca pe un stâlp prăduit de păsări și jevine să-și continue viața ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Întregul îngerul păzitor i-a retrezit dorul de a fi vie, dăvindu-i nu doar strop de apă neîncetată să mai poată primi frumusețea acestei lumi, ci și speranța în vis, gând și alinare, pentru a o lua de la început. Deși e conștientă că ar mai fi putut călca pe roa
pe rău, pe ciobul sau pe nisip fierbinte, doar pentru a o fărâmă de neniște din privirea celui ce a provocat nopți fără somn, e gata să replanteze într-un alt sol, poate mai roditor, ca pe insomnii abia răsărite, nu au iubire, mai e convinsă ca oricând că din atâtea mistere, orgolii și lacrimi, va răsări în sfârșit ceea ce atât de mult și-a dorit. Iar minunea va se întâmple, căci din întruparea celor două suflete vedete, avea să se nască un pământean blond cu ochi albaștri, care amintește nostalgic de părinți, de locul nașterii, și o fac să se prindă într-un dans cu semnificație pentru cine vrea să înțeleagă. Din această clipă, cum avea să remarce și Valeria Manta Tecoțu în fața noii cărți, încredințate de parlă, Semne și însemne, cu variantele ei acum în engleză și franceză, bucuriile urmărite din familie, amintirile luminoase, asigură echilibru emoțional și înnobilează universul domestic pe care ilustrează textele poetice, dau un sens existenței și protejează de căderea în gol și în suferință. Asta nu o scutește tot totul de tristețe, care o inundă din când în când, mai ales când dorul de casă în care a copilării și de ai săi o face să se simtă ca o strămutată văduvită de cele mai dragi elemente. Și aici e o descriere a lui. Sunt o bucățică de pădure din cantonul Silvic, numărul 9, Băbușa, strămutată în buricul Bacăului și transformată în parc, floarea mea spontană, abundând în ghiocei, viorele, lăcămeare și brebene, este înlocuită cu lalele, crisanteme și alte specii de Olanda, mușchii, fericile și pătura de frunze moarte, ca un gazon tuns, excesiv de des, pietrele de hotar și o divină înlocuite cu bănci și pietre vopsite, pâi din copac sunt eliminați din fașă, maturilor li se dictează direcția, înălțimea și durata vieții. Și încă mai durează. Atâta timp, albită de timp și de dor, începe acum încă o mare împrăștare. Bătălia se dă pentru o formă de neutare la care speră, nu înainte de a ne arăta, încă o dată cine este. E nu numai ce ați ascultat până acum, ci și o pădure de foioase, stejar, un saltei, carpen, și o sălbatică aproape, o pisică aproape sălbatică, se lasă demenită și își continuă drumul, nu înainte de a mai trimite o scrisoare de fostul iubit în care lămurește adevărul, de a-și face autocritica, de a-și atenționa minunea de prăjit de bălaie cu ochii cei mai albaștri, că părinții lui, bunicii, acolo i-au fost, de a se bucura de fiecare clipă și de a se simți ca adorata sultană Hapure, când pe pământ musulman se leapă de Dumnezeu, dar se lasă copleșită de complimente, pețită și curtată, ca și cum ar fi singura și în căutare, tot mai încântată, că în acea zi trandafirii Anatoliei floresc pentru ea și că pentru prima dată valoarea sa fizică e cântărită în aur și face chiar mai mult decât o supraestima tata. Deși are acum cam tot ceea ce și-ar dori, o femeie normală cu o scaun la cap, liniște, apreciere, iubire și un urmaș pe care îl îndrăgește mai mult decât credea atunci când se ruga cu vioase, în mintea ei tot mai făptuiesc dorinți subversive, transpuse apoi în poeme cu subînțeles, dovadă că suflământul ispite peste ea subit și că arheologia existenței sale are încă multe necunoscute. Spovedindu-se fără teamă, Ioana Băbușanu probează și de această dată că oricât s-ar precipita e nervoasă și supăra repede ca un dragon, știe să nu merge în gând până la 100 ca să evite impactul major, însă numai atunci când e rugită fără motiv, deși iartă, nu uită și nici nu plătește clasic cu aceeași monedă, pentru că nu duce niciodată lipsă de idee.
știind în forul său interior că tulbără destul și simțindu-se bine în pielea ceea ce este azi, strașnica femeie bonsai de ieri își atenționează cu fină autoironie preobinenții și cititorii. Sunt o mionă, cum nu ați mai văzut, sunt strașnic de puternică. Rezist la curse grele și lungi, deși pește fiind, am renăscut ca Felix, știți și voi, cum din cenușă. Și-și cunoaște valoarea, așa încât nu putem decât să-i dăm dreptate când afirmă. Poezia mea a venit pe lume ceva mai târziu decât o cer tendințele, dar s-a remarcat și impus imediat, are personalitate proprie, este tumultoasă, bogată în conținut. Poezia mea are părul bălai și ochii albaștri și poate cel mai atractiv conținut. Am degustat-o cu reală plăcere, așa că vă recomand și dumneavoastră. Alături de autoare au fost prezenți cantautorii Mihaela și Marcel Bălan și artistul Mihnea Baran, care a expus cu acest prilej câteva tablouri inspirate din volumul autoarei. Dragi prieteni ai Mihaelei, dragi prieteni ai lui Mihnea, dragi prieteni ai mei, vă mulțumesc că sunteți în această seară, în această casă, care se cheamă Complexul Muzeal Ian Antonescu, această casă care se dovedește, iată, prietenoasă, cu vorba scrisă, cu vorba cântată, cu vorba rostită, cu vorba despre vorbă și, în ultimul rând, cu vorba înfățișată, vorba închipuită, vorba vădită. Pentru că sunt aici ca să vă fac o invitație, ca atunci când veți merge înspre afară, să vă opriți câteva clipe și să vedeți o a patra variantă a volumului Mihaelei. Nu e varianta în limba română, nu e varianta în limba franceză, nu e varianta în limba engleză, ci e varianta scrisă, desenată, grafiată. Știți, a fost dat un experiment care a vrut să-l arate care au fost primele cuvinte rostite de Adam și Eva. Și un împărat nebun a pus niște copii și a izolat de orice cuvinte, i-a pus într-un fel de spațiu închis și a așteptat cu nerăbdare să vadă care vor fi cuvintele rostite de acești copii și în felul ăsta să se dovedească care a fost prima limbă vorbită pe pământ. Va fi fost ebraica, va fi fost latina, va fi fost greaca. Și acești copii, lipsiți de cuvinte auzite, au început să scrie pe praful de pe jos, așa cum mai făcuse încă cineva cu vreo 1000 de ani înainte și pe care l-a chemat Iisus Hristos. Mihnea Baran, pentru că despre el trebuie să vorbesc, după cum vedeți, am împrumutat nu numai cuvinte de la Mihaela Băbușanu, am împrumutat chiar și titlul. Și e un titlu într-adevăr straniu, un titlu ciudat. Să știți că va fi o problemă la un moment dat între istoria literară și istoria de artă, în a vedea cine a contribuit mai mult la semne și însemne. A contribuit oare Mihaela, a contribuit oare Mihnea? Pentru că, vedeți, există o cu totul altă înțelegere pentru un artist vizual. Semnele ne unesc pe toți, sau și credem că le înțelegem mai mult sau mai puțin. Iar însemnele sunt extrem de personale, sunt cu gelozie personale. Și un artist plastic asta și face. Încearcă cumva din lumea asta a semnelor să-și coboare însemnele. Și vă invit să vedeți pe lucrările lui Mihnea exact acest joc între semnele din spate, semnele cele care ne unesc și însemnele care sunt numai ale lui. Veți descoperi această contradicție aproape, acest contrast între spate și față. Este un fond pe care Mihnea l-a găsit în lumea partiturilor muzicale. Partiturile pot fi privite cu mare atenție. Dacă veți merge la filarmonică, veți vedea cum privesc niște muzicieni partitura și există o legătură de nerupt între ei și partitură și noi, ceilalți profani, care privim cu totul altfel și aproape că ne temem de acele semne care se numesc pătrimi, doimi, note întregi. Ei bine, pe acest fel dual de a privi partiturile, Mihnea vine și își aduce lumea lui de păsări și de crengi. Să știți că Mihnea are o temă care e veche și la care tot revine. Lumea asta a păsărilor. Să știți, Mihnea are un fel special de a rosti. El însuși scrie poezie. Și are un fel special de a înțelege și de a auzi cuvintele.
Și de asta există o pasăre, mereu în pictura lui Mihnea, o pasăre care uneori are un cioc atât de lung, încât poate intra în cele mai adânci flori, care uneori seamănă cu niște urechi. Și aceste păsări șoptesc lui Mihnea, ceea ce noi nu zicem destul de tare și destul de limpede ca el să înțeleagă. De asta el are nevoie de aceste păsări și aceste păsări apar mereu în pictura lui. Vă invit să descoperiți aceste păsări cu ciocuri mai lungi sau mai scurte, atât de lungi încât să poată intra în cele mai adânci flori, sau atât de scurte încât să culeagă numai polenul care împrutește acolo pe suprafața petalelor. Intrați în această lume și descoperiți tristețile și rațiunile și sentimentele cu care Mihnea a cules niște cuvinte din volumul Mihaelei și a încercat un experiment. Un experiment care e vechi. Biblia ea însă și-a trebuit la un moment dat tradusă în imagini pentru oameni la fel de deștepți ca și mine și dumneavoastră. Și aici stai într-adevăr o ispită să coborâm, să trecem dintr-o lume în alta. Și această ispită s-a numit pictura poezis. Adică precum în cer, așa și pe pământ. Adică precum pictura, așa și poezia. Vă invit să găsiți și să luați această cheie, pictura poezis, și să citiți cuvintele pe care Mihnea doar le-a atașat lângă partiturile pe care și-a așezat gândurile, adică acele păsări care lui Mihnea trebuie să-i șoptească în permanență, ceea ce noi spunem mai încet sau mai tare. Vă mulțumesc! Tânăr sancționat cu 21.605 lei. Asta a pățit un tânăr de 19 ani din comuna Răcăciun, județul Bacău, și asta pentru că a condus un autoturism având înmatricularea suspendată, dar și permisul auto. La data de 26 februarie, în jurul orei 12.57, polițiștii serviciului rutier Bacău au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturist ce se deplasa în interiorul localității Răcăciuni pe sensul Adjud Bacău. La vederea polițiștilor, conducătorul auto a accelerat, a efectuat manevre de viraj stânga-dreapta, a circulat pe sensul opus de deplasare, punând în real pericol siguranța participanților la trafic. În urma cercetărilor realizate, polițiștii au stabilit că autoturismul a fost condus de un tânăr de 19 ani din comuna Răcăciuni, fapt pentru care s-au desfășurat activități în vederea depistării acestuia. S-a stabilit faptul că autoturismul avea înmatricularea suspendată, însă avea montate plăcuțe cu numărul de înmatriculare provizoriu atribuit unui alt autovehicul cu valabilitate până în 2 aprilie 2020. Din verificări s-a stabilit faptul că tânărul avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile, începând cu data de 16 februarie. La data de 6 martie, tânărul a fost depistat și reținut pentru 24 de ore. El a fost sancționat contravențional cu suma de 21.605 lei și a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 780 de zile pentru încălcarea normelor rutiere. Se arată în comunicatul transmis de IPJ Bacău. Tragedie. Un copil a murit înecat într-un canal din Bacău. Se juca împreună cu alți doi la marginea apei. Un adolescent de 15 ani și-a aflat sfârșitul în canalul de fugă al râului Bistrița, după ce a căzut în apă și s-a înecat. Băiatul a fost adus la mal de pompieri, însă manevrele de resuscitare nu au avut succes. Pompierii au ajuns la fața locului pe Bulevardul Unirii cu o barcă. Alte echipe medicale, precum SMUR și SAR, s-au deplasat și ele la locul tragediei. Militarii l-au scos pe băiat din apă, însă din păcate nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decedat. Polițiștii băcăoani au deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nenorocirea. Spitalul din Onești va avea angiograf pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională. Aparatul este unic la nivelul județului Bacău. La inițiativa președintelui Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, consilierii județeni au aprobat cofinanțarea în valoare de 3.688.000 lei pentru achiziționarea unui aparat angiograf vital pentru buna funcționare a Spitalului Municipal Onești. Această sumă se adaugă la cei 1.500.000 de lei aprobați în luna de decembrie, la inițiativa doamnelor senatori Cristina Breahnă Pravăț, dr. Bianca Purcărin și a doamnei deputat Anca Cătăuță, parlamentari ai Partidului Social Democrat, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru achiziționarea acestui aparat. Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierar Dr. Luca, va fi dotat cu angiograf biplan pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională, unic în județul Bacău. Astfel, pacienții din Onești, dar și din zonele limitrofe, vor putea
putea beneficia în curând și de alte servicii medicale de înaltă calitate. Mulțumesc tuturor celor implicați în luarea acestei decizii și conducerii Partidului Social Democrat Bacău, europarlamentar Dragoș Benea, pentru atenția acordată comunității noastre, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. În ultima ședință a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a ținut să mulțumească public Consiliului Județean Bacău, dar și europarlamentarului Dragoș Benea pentru ajutorul acordat Oneștiului. Este vorba atât de proiectele de la Spitalul Oneștean, cât și cele ce vizează dezvoltarea municipiului Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Astăzi am avut pe ordinea de zi mai multe proiecte, dar din punctul meu de vedere, cel mai important. Unul dintre cele mai importante, ca să nu zic cel mai important, a fost asocierea cu Consiliul Județean și cu Spitalul Municipal. A fost cel mai... Am zis, ca să nu... Și din punctul meu de vedere. Ședința era cât pe ce să nu se țină și vreau să-i mulțumesc pentru insistenția domnului Cimboieșo. Am continuat ședința și s-au găsit soluții. De asemenea, vreau să mulțumesc dumneavoastră că ați votat proiectul. De asemenea, vreau să mulțumesc consilierilor județeni care astăzi au votat acest proiect. Cu susținerea Consiliului Județean, Oneștiu are în desfășurare mai multe proiecte. Proiecte în valoare de aproximativ 40, doar susținerea din partea Consiliului Județean se ridică undeva la 45 de milioane de lei. Fără acești bani, aceste proiecte ar fi fost aproape imposibil, sau o parte dintre ele ar fi fost imposibil de realizat. Vorbim aici de calea industriilor, peste 20 de milioane susținere de la Consiliul Județean. Cofinanțarea pentru realizarea piațetei casei de cultură 5 milioane, biblioteca, reabilitarea bibliotecii 5 milioane. Un alt proiect important este calea Caraclăului, și acolo vom primi peste 10 milioane de lei pentru a realiza acel proiect. În perioada următoare lucrăm la DALI pentru drumul dinspre Gura Văii. Tot în perioada următoare va exista, probabil, o asociere și pentru sala polivalentă. Vom primi un sprijin de aproximativ 6 milioane de lei. Sunt proiecte extrem de importante. Dacă nu am fi avut această susținere, cu siguranță anul ăsta introducerea gazelor în cele patru cartiere, Belci, Slobozia, Crucea de Piatră și Borsești, nu s-ar fi realizat. Oneștenii care vor aprinde aragazul sau vor porni centrală trebuie să știe că dacă nu aveam susținerea pentru celelalte proiecte, banii din cofinanțări, banii pentru aceste gaze ar fi trebuit să meargă obligatoriu către cofinanțări, pentru că dacă nu realizăm proiectele europene, în speță piațetă, sala polivalentă și biblioteca, nu asiguram cofinanțarea la aceste proiecte, am fi pierdut, ar fi trebuit să înapoiem banii și nu mai puteam depune alte proiecte pentru finanțare. Deci, dacă nu aveam susținerea pentru proiectele alea, nu puteam celelalte proiecte să le realizăm. De asemenea, tot în această vară intenționăm să reabilităm trotuarele din zona de sus sau orașului, așa cum bine știți, peste 7 milioane de lei. De asemenea, și aceste bani ar fi mers tot spre cofinanțări. De aceea vreau să încă o dată să mulțumesc consilierilor județeni, să mulțumesc domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, a cărui susținere o avem, care este oneștean, să mulțumim
Să mulțumesc domnului președinte Valentin Ivance, inițiatorul acestor proiecte și nu în ultimul rând, poate cel mai important, în mod deosebit, vreau să-i mulțumesc domnului europarlamentar Dragoș Benea, a cărui susținere și deschidere o avem tot timpul în susținerea Oneștiului. Încă o dată mulțumesc tuturor celor implicați în realizarea acestor proiecte. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 11 martie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 15 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 2 grade Celsius. Duminică 12 martie, cerul va fi parțial înnorat, spre după amiază iese și soarele, mercurul în termometre ajunge până la valori de 9 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 2 grade Celsius. Luni 13 martie, cerul va fi parțial înnorat, spre după amiază avem parte și de soare, iar mercurul în termometre urcă pe timpul zilei până la valori de 12 grade Celsius, în timp ce noaptea minima coboară până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.